Mă numesc Leonti Tatiana, sunt din satul Bulboaca, a nenii noi. Suntem o familie mare, avem 7 copii, dintre care una e la grădiniță, unul micuț și 5 sunt la școală. Soțul este plecat pe hotare, el vine la sărbători, eu mai mult sunt acasă cu copiii. Despre programul RAB l-am auzit prima oară când m-am înregistrat la compensație pentru perioada rece anului. Am mutat primar și am văzut că este un voucher de 500 de lei să luăm lemn pe economie. Păi vi s-a acordat încă un voucher în suma de 12.000 de lei pentru că să achiziționăm ce vrem în casă. Ai voie să achiziționezi mașină de spălat, frigider sau aragaz electric. Frigiderul nostru era vechi, îngheța și nu se închideau nici bine ușile. Din suma de 12.000, 80 achit programul și 20% achit eu. Și mi-au adus frigiderul ăsta nou și mi l-a luat al pe cel vechi. Din program am aflat că eram 50.000 de oameni la care li s-au alocat așa vouchere și am fost prima care l-au activat. Cu programul Rabla eu am economisit 8.000 de lei la frigider. Aici 8.000 se duc la 7 copii în familie foarte repede pentru că acum iarna se cheltuie mai mult pe medicamente. E o contribuție foarte mare. De pildă, frigider cu 2.000 care costă 10.000 nu procuri nici de pe mâna a doua.